Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitații din studio sunt Vasile Bolea, deputat PSRM, Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Eugeniu Nichiforciuc, deputat PDM, Parlamentul Republicii Moldova. Bună seara și bine v-am găsit aici. Bună seara! Și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți la noi, pentru că la mine sunteți prima dată. Vă mulțumesc de invitație. Și Pavel Midrigan, comentator politic. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Tot prima dată. Bună seara! Da, tot prima dată. De fapt, v-am mai chemat de câteva ori, dar nu am reușit până la urmă să discutăm. Astăzi vreau să vorbim despre reacția comisiei sau răspunsul reacției comisiei de la Veneția, și anume faptul că astăzi a fost publicat avizul privind modificarea sistemului electoral și potrivit acesteia comisia atenționează la unele schimbări ce țin de sistemul electoral și cele 5 prevederi în cazul referendumului inițiat de către președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Și aici vreau să dau citire exact cum a fost scris: în lumina îngrijorărilor și în vederea lipsei de consensus în această chestiune polarizatoare, asemenea schimbări fundamentale, chiar dacă este prerogativa suverană a țării, nu este recomandabilă în acest moment. Încheiat citatul. Vreau să discutăm ce înseamnă aceasta, ce vor face partidele care au promovat PSRM-ul votul mixt și Partidul Democrat votul uninominal, iar de la domnul Midrigan aș vrea să înțeleg dacă Republica Moldova, aflându-se în situația când opoziția este vehement împotriva schimbării sistemului electoral, va lua una sau alta din aceste poziții. Vreau să încep cu domnul Nichiforciuc, pentru că astăzi domnul Candu a avut o reacție oficială și PDM-ul a scris într-un comunicat de presă reacția sa și s-a vorbit despre faptul că ei vor ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția și vor... Dau citire. Așa cum am anunțat zilele trecute, Republica Moldova respectă recomandările Comisiei de la Veneția și le tratează cu atenție cuvenită. Iar acum, aici mă refer la cele tehnico-juridice în special, pentru care ne-am și adresat experților internaționali când am transmis inițiativa privind schimbarea sistemului electoral. Ce fel de schimbări tehnico-juridice este vorba? Deci, în primul rând, haideți să începem de la un capăt. Ceea ce a declarat Comisia de la Veneția nu este un aviz negativ, cum doresc să speculeze unii actori politici. Într-adevăr, sunt recomandări tehnico-juridice de care noi vom ține cont și vom lucra la aceste recomandări pentru ca proiectul definitivat să fie unul bun, să fie unul pe standarde europene și pe criterii europene. Recomandările care au parvenit, într-adevăr, sunt tehnico-juridice și țin în special de felul în care vor fi elaborate circumscripțiile. Deci Comisia de la Veneția insistă că circumscripțiile să fie elaborate și să fie scrise în lege, ca să nu fie politizat cecul, să nu fie cecul cel care definitivează circumscripțiile. Au vrut o descriere mai clară, iarăși în cadrul legii, referitor la circumscripțiile de peste hotare, cum vor vota oamenii de peste hotare, inclusiv Transnistria și diaspora. De prezența femeilor în politică, noi avem o legislație foarte bună în acest sens, care am adoptat-o și am promovat 40% care să fie promovate femei în politică. Noi vom ține cont de aceste recomandări și vom respecta în continuare această lege. Dar tot ceea ce vom face, vom ieși din doleanțele cetățenilor. Dar ele, pentru la moment, sunt foarte clare. Peste 60% de cetățeni Republicii Moldova susțin schimbarea sistemului de vot. Conform sondajelor? Conform sondajelor. Noi avem peste 850.000 de semnături care au fost colectate. Semnăturile sunt pentru sistemul uninominal. Aici trebuie să explicăm. Semnăturile sunt pentru sistemul uninominal, dar ele sunt pentru schimbarea sistemului de vot în general. Deci cetățenii au dat un semnal foarte clar că ei nu mai vor să voteze cu actualul sistem de vot. Și asta trebuie de înțeles. Noi avem susținerea a două treimi din primari, care iarăși doresc schimbarea sistemului de vot. Și pe aceste criterii noi ne bazăm. Noi am avut angajamente luate în perioada față de cetățeni și în perioada campaniei electorale și după. Noi ne vom ține de promisiunile noastre și vom merge înainte să înaintăm pe acest proiect de lege. Dar, încă o dată, repet, noi vom elabora un proiect chiar bun, reieșind de recomandările care au fost date de Comisia de la Veneția. Ba mai mult, noi, după ce vom adopta acest proiect de lege, noi intenționăm să transmitem iarăși Comisiei de la Veneția, pentru ca această structură să se expună cât de tare am ținut cont noi de recomandările lor și câte recomandări s-au regăsit în acest proiect de lege. Deci, să înțeleg, până la urmă, 2018 vom avea o schimbare a sistemului electoral. Asta vreau să...
Suntem... Sau în următorii 4 ani, în 2022. Suntem siguri că în 2018 noi deja vom vota pe sistemul mix de vot. Da, faptul că o parte a societății și acele proteste și opoziție este împotrivă, este o democrație și trebuie să ținem cont de... Haideți să ne pricepem că într-o democrație majoritatea decide. Decizii unanime pot fi doar într-un stat dictatorial, unde nu este pluralism de opinii. Pot să vă duc un simplu exemplu. Noi în Parlament, acordul de asociere cu Republica Moldova UE a fost votat cu 59 de voturi. Comasarea proiectelor de legi pentru unul mixt a fost votată cu 79 de voturi. Aici vorbiți despre faptul că domnul Cando a zis că aceste chestiuni polarizatoare pe care le-a numit Comisia de la Veneția se întâmplă oricând la noi, pe toate domeniile, da? Vorbiți sigur, în Republica Moldova este foarte greu în situația actuală să găsim îndeopște. Păi asta va fi cheie de salvare, că noi, așa e la noi în țară, se împarte două tabere și cu asta ne... Întotdeauna sunt cei care vor susține și cei care vor fi împotrivă. Nu este posibil într-o țară democratică cu pluralism de opinii și de păreri să avem consens deplin. Noi avem suportul majorității cetățenilor și în ei noi avem încredere. Am înțeles. Acum vreau, continuăm mai departe discuția, vreau domnul Bolea să spună care este poziția PSRM-ului, pentru că domnul președinte deja și-a făcut publică părerea vis-a-vis de aceea organizarea referendumului consultativ, dar mă interesează PSRM-ul vis-a-vis de reacția Comisiei de la Veneția. Ce a zis? Deci reacția noastră, noi am expus-o eu personal, din numele partidului, am expus-o în cadrul ședinței plenare a Comisiei de la Veneția. Cu o zi înainte de aceasta noi am avut o ședință de lucru cu experții, unde a participat și președintele Comisiei de la Veneția, domnul Băchichio. Deci noi am vorbit despre unele formule și inclusiv despre acele recomandări care le-au dat experții în cazul respectiv. Iar în ziua când s-a examinat, în ziua de plen, da, când a avut loc ședința Comisiei de la Veneția, unde s-au discutat acele două întrebări pentru Republica Moldova, deci poziția noastră este foarte simplă. Noi respectăm și i-am mulțumit pe cei experți, reprezentanți Comisiei de la Veneția care au lucrat și au elaborat acest aviz. Vom ține cont de acest aviz și acele recomandări care au fost date, recomandări de ordin juridic. În ceea ce ține de altele viziuni, da, sau aprecieri, mai bine zis, a contextului politic sau a situației politice în Republica Moldova, noi nu i-am rugat să dea asemenea aprecieri. De asemenea, vreau să vă spun că la această ședință a Comisiei de la Veneția, din start, chiar însăși președintele Comisiei a vorbit despre aceea că în ultimii 5 ani de zile Comisia de la Veneția este dur criticată de către statele membre a Consiliului Europei. Pentru reacțiile și pentru recomandările pe care le face? Pentru unele recomandări care au tentă politică. A vorbit din numele Consiliului Europei doamna Anna Brasseur, referitor la ce se întâmplă, a dat un raport, da, din partea Consiliului Europei. De asemenea, s-a ridicat la un nivel destul de înalt problema mandatului Comisiei de la Veneția, da? Totuși, ce fel de mandat are Comisia de la Veneția? Să examineze pur tehnic, pur juridic, da, acele întrebări, probleme sau unele proiecte de legi care sunt dat spre expertizare Comisiei de la Veneția, sau Comisia de la Veneția mai are și un mandat să examineze situațiile politice sau acele circumstanțe, da, în care vine un proiect sau altul într-o țară sau altul membru a Consiliului Europei. Deci aceste întrebări au stârnit mari polemici. În final, așa să spunem, s-a decis ca președintele Comisiei de la Veneția, mai bine zis, a spus în felul următor că Comisia de la Veneția se expune pe
chestiuni de ordin juridic, pe corespunderea unor proiecte cu Convenția Europeană, cu bunile practici în materie electorală, cu practicile în materie constituțională, însă unele avize a Comisiei de la Veneția sunt unele dezbateri, da, politice în țările care vizează un aviz. Înțeleg că dumneavoastră acum ne spuneți pentru telespectatori că Comisia de la Veneția nu ar fi trebuit să fie ascultată în deplinătatea ei, pentru că dă uneori... Nici de cum n-am vorbit despre aceasta. Și la sfârșit domnul Buchiche a spus că Consiliul Științific pe lângă Comisia de la Veneția va examina minuțios aceste aspecte și ei vor veni cu unele concretizări în ce ține mandatul Comisiei de la Veneția, că de fapt această întrebare îi preocupă pe toți membrii Comisiei de la Veneția, deoarece ei reprezintă țările care au fost delegate. În ce ține de poziția noastră? Iarăși vă spun, noi o să ținem cont și la elaborarea, adică definitivarea, mai bine zis, a proiectului într-a doua lectură, de toate acele recomandări de ordin juridic care se regăsesc în avizul Comisiei de la Veneția și ne-o străduim să le implementăm pe acelea sau... care sunt implementabile. Rău, să înțeleg, telespectatorul, va fi totuși sistemul mixt sau uninominal susținut în continuare? Mixt în prima lectură? Care a fost? Mixt? Nu vom reveni la uninominal, deci în surpriză așa. Încă o dată vă spun, este definitivat proiectul, s-a votat... Nu, că domnul Nichifor Ciuc vorbește de 850.000 de semnături, de oameni care și eu... S-a votat conceptul legii. Și ea, într-a doua lectură, conceptul nu poate fi schimbat. Eu îmi pun întrebare ce o să explice PD-ul celor 850.000 de oameni în cazul în care va fi mix. Nu, eu acum îl întreb domnul Forciuc, dar înainte de aceasta vreau să vorbesc cu domnul Midrigan. Domnul Midrigan, cum putem reacționa la doar simpla expresie? Nu este recomandabilă în acest moment. Asta înseamnă că noi trebuie totuși să ne pregătim încă 4 ani ca să ajungem la schimbarea. Și aici vreau să fac o mică remarcă. Georgia a primit accept pentru schimbarea sistemului din mixt în proporțional și au fost pozitiv și le-a dat undă verde. Și nu numai Georgia. Și nu numai Georgia, da. De ce nu unii trebuie mixt? Eu aș începe cu un coleg tot de la un început. Iată, avem două partide din Parlament. Da, frumos așa azi. Care au acces datorită sistemului electoral proporțional. Datorită. Iată, eu astăzi n-am niciun răspuns. Pe ce aceste două partide care au acces în Parlament pe acest sistem proporțional, nu sunt satisfăcute. Dacă datorită acestui sistem, au acces în Parlament și au acces destul de bine socialiștii pentru prima dată un scor care nici nu visau, să zicem, fiindcă e un partid care s-a renăscut, zicem, da? După o logică, s-ar părea că trebuie să se mențină de acest sistem care le-a permis acest succes. Nu, stați un pic aici, fac o remarcă. Nu le-a permis completamente succesul, pentru că 14 deputați nu erau al lor. Bun. Este un succes asta, a PD-ului de 11%. Cât ați obținut, domnul altă istorie. 16%. Asta e altă istorie. Eu zic, au acces în Parlament. Fiindcă la 5 aprilie, Partidul Democrat a luat 32%. Nici n-a intrat în Parlament, dacă țineți minte. Uh-huh. Bun, e o altă istorie. Deci, ca să trecem de la un sistem electoral la altul, trebuie o justificare. Că ce nu ne aranjează sistemul proporțional? Una, două, trei, patru. Și aici, iarăși, revenim că eu n-am auzit o justificare vrea profundă, că iată, ne încurcă ceva sistemul electoral. Din contră. Dacă ne uităm la poziția cetățenilor, poziția este că ei nu sunt satisfăcuți de prestarea guvernării și a politicienilor. Da, și eu am ieșit să fac un vox în stradă. Da, și uitați-vă sondajele, deci noi manipulăm de multe ori cu cifre, cu sondaje, fel de fel. Eu, ca cetățean, nu sunt satisfăcut de prestația guvernării. Fiindcă eu vreau mai mult. Dar Sestărul, într-adevăr, încearcă ca o echipă de pompieri și guvernul cu credite. N-ar fi credite, cum se zice, vai de capul nostru ar fi.
Eu credeam că, într-adevăr, noi avem o șansă să relansăm, da? Chiar și cu acordul cu Uniunea Europeană fie. Nu relansăm. Din potrivă, degradăm. Prin urmare, cetățeanul, mai puțin îl interesează sistemul electoral. Pe dânsul îl interesează, oamenii vin la guvernare, trebuie să ocupe cu guvernarea, cu programe, cu gestiuni și așa mai departe. Iată că la intervenția Partidului Democrat, la această propunere nouă veche, de ce zic nouă veche, fiindcă cu sistemul uninominal e o istorie veche, și alegerile în primul parlament, noi deja le-am avut pe sistemul uninominal. Eu cred că s-a uitat sau nu s-a citit. De ce noi am plecat de la sistemul uninominal? Pentru noi că nu a convenit în câte ceva punctele, cele destul de importante. Importante, multe. În primul rând este pericolul regionalizării deputaților. Vine unul din Briceni, el numai doare capul, numai pe din Briceni. Vine unul din Rezina. Deci acest fenomen a fost la noi în Parlament deja. Și când s-a trecut la alt sistem, anume din acele premize că nu este bine, trebuie să vină un partid cu un program, cu cadrele care promovează acel plan propus la lege. Și este normal, așa este în toată lumea. Deci, ce s-a invocat Partidul Democrat în tot cazul? Că noi am vrea să schimbăm clasa politică. Dar nici o problemă și noi vrem să o schimbăm. Schimbați-o, oameni buni. Cine vă încurcă pe voi, politicieni, la guvernare, să schimbați clasa politică. A doua întrebare, dar cine, pe cine să schimbați? Fiindcă în sistemul proporțional, printre altele în Europa, e o majoritate din țări, dacă faceți o analiză, și am fost în studio, am arătat care state și preferă, Ucraina se întoarce la proporțional, România se întoarce la proporțional, să nu fim noi cei mai... Da, în România e chiar dezastru. Mai mare decât Papa de la Roma, noi catolici. Sunt multe, multe sisteme, depinde de țara, de mentalitatea. Noi, în acest sistem electoral, vine partidul cu lista, cu cadrele sale. Dacă are obiecții față de cadrele sale, păi las să facă ordine în cadrele sale. Ministrii nu se isprăvesc. Scoteți-i, puneți-i pe alții, viceministri. Deci, dacă ar fi într-adevăr această esență că vrem să schimbăm clasa politică, schimbați-o. Nimeni nu împiedică și cetățenii au de plină susținere. Schimbați-o, oameni buni, că ceva nu merge. Cam asta e justificarea. Mai multe nu prea, că noi vrem să alegem deputatul nostru, cetățenii idei nu au, da? Cum? Fiindcă o să fie... Ne ajunge nouă timp până în 2018 să explicăm cetățenilor cum va fi mecanismul acesta, va lucra? Pentru că sunt întrebări... Acum ați dat întrebarea, această frază care este la comisia că nu este oportun. Și eu am zis că nu este oportun. Eu nu sunt împotrivă la oricare sistem electoral. Fiindcă nu este esența la sistemul electoral. Esența este prestația politicienilor. Unii vin pe sistemul uninominal, alții pe proporțional. Asta e problema, nu sistemul. Noi tot repetăm de dimineață cu artiști, cu concerte. Hai uninominal, pe urmă, peste noapte trec mixt. Aceiași artiști, aceiași oameni, în raion, iarăși mixt, mixt. Și când îi întreb pe dânsii, câteodată eu s-au buimăcit. S-au buimăcit și au semnat. Băi, știi care e diferența între mix și uninominal? Nu știu, da, proporțional tot, da, ce vrei. Dar vrem să-i băghine. De aceea este evident că trecerea la alt sistem electoral mai mult este în interesul politicienilor decât cetățenilor. Decât omului simplu. Noi vrem oameni responsabili, competenți, care într-adevăr să vină cu ajutorul cetățenilor. Evident că politicienii de unii singuri nu, dar repet, a suta oară. Nu este problema în sistemul electoral. Noi vedem sisteme electorale în diferite state și unele merge mai bine. Același sistem. Iar în altele, deci când zice că este inoportun, asta se înțelege foarte simplu din punctul meu de vedere. Da, am putea să trecem, însă în perioada aceasta atât de scurtă, fără pregătire, fără justificare, fără un consens larg, acum și ajungem la națiunea de consens larg, comisia numai așa a expus opinia și nu mai mult, că este prea puțin timp și oamenii nu prea înțeleg și nu numai oamenii, chiar și politicienii, mai discutați cu alții, chiar și în Parlament o să vedeți foarte puțin care sunt capabili să explice chestia aceasta. Deci, când zice nu e oportun, în data după alegerile 2019,
atunci de început cu reforma electorală, nu acum. Aici, domnul Bulea, vreau să vă întreb, că mi-a venit acum când domnul Midrigan a vorbit despre informare și despre oamenii care nu-și doresc aceasta. Țin minte când ați fost aici, domnul Țurcanu, în studio și a vorbit despre vizita Comisiei de la Veneția și discuția pe care ați avut-o și dumneavoastră și ați ieșit la conferința aceea de presă. Aha. S-a vorbit despre faptul că ei nu știau, v-au întrebat de ce așa de puțin a fost consultat cu societatea civilă, anume sistemul mixt. Și v-au propus ca să faceți mai multe dezbateri, mai multe discuții cu politicienii, cu opoziția și cu societatea civilă. De atunci până acum a trecut 3 săptămâni. Ce s-a întâmplat? Ei n-au remarcat faptul că puțin... Nu, au zis că unii nominal au fost îndeajuns consultat cu societatea civilă, dar mixtul deci, mai puțin. Întrebarea a fost față de noi următoarea. Cât de mult sau suficient sau insuficient au fost dezbateri a proiectului de lege. La ce noi în general a ideii propriu zis, da? La ce noi am spus că, după părerea noastră, destul de mult s-a vorbit. Despre mixt? Și inclusiv despre mixt. Bine, poate oamenii vor pompos noi să angajăm diferite ONG-uri ca pe bani grei ele să organizeze aceste ONG-uri dezbateri. Posibil o să examinăm și această oportunitate, dar în ceea ce ține de acest proiect, după părerea mea, el destul de mult a fost dezbătut, inclusiv în cadrul unor emisiuni televizate, la radio și în alte părți. Dacă comisia de la Veneția, și noi le-am spus chestiunea aceasta, că odată ce este avizul Comisiei de la Veneția, ei să nu creadă că noi gata, am terminat să discutăm cu societatea, să le explicăm ce înseamnă unele prevederi din proiect, care sunt mecanismele. Și noi le-am spus că activitatea aceasta de comunicare, da, cu cetățenii, societatea civilă, ea va continua mai departe. Până când toate întrebările pe acest proiect nu vor fi epuizate și să încercăm să le explicăm în detaliu ce înseamnă fiecare proces sau mecanism, cum el va decurge. Pentru că erau neclarități vis-a-vis de cele 50 de voturile Transnistriei, de voturile diaspore în proiectul mixt. Deci ce ține de proiectul mixt și acele prevederi în care Comisia de la Veneția a spus că trebuie să trasăm unele mecanisme mai clare, da, sau principii privind deschiderea circumscripțiilor electorale. Noi aceste principii le-am luat din codul bunilor practici în materie electorală, care a fost elaborat încă mulți ani în urmă de către Comisia de la Veneția. Principiul demografic, principiul geografic, principiul după numărul de populație, da, cum se creează circumscripția. Toate aceste 3 sau 4 principii la număr noi le-am luat din acel cod a bunilor practici a Comisiei de la Veneția. Și eu sincer vă spun, eu am fost mirat când la capitolul respectiv Comisia de la Veneția a spus că principiile în baza cărora se vor constitui aceste circumscripții peste hotare pentru Transnistria, adică pentru diaspora, pentru Transnistria, nu sunt clare și vă rog mult la cele principii care deja le-ați descris în proiect, să mai adăugați încă vreo 2-3 principii ca noi clar să înțelegem deci cum nu, voi nu, veți nu deschide, înțelegeți sexul de votare. Domnul Midrigan, pentru dumneavoastră a fost clar, dumneavoastră a citit proiectul meu. Și în cazul respectiv, noi vine, bine, o să mai adăugăm principiul proporționalității, da, pentru constituirea sexului de votare psihotare. Mai gândim, poate, alți principii. Dar Comisia de la Veneția... Că alegerile sunt în 2018, asta e... Este oportun pentru 2018? Eu cred că da, nu este o problemă. Știți, nimic nu a fost, noi nu am inventat bicicleta. Deci Republica tot Moldova ceva, este cândva, pregătită undeva pentru această schimbare fundamentală. S-a organizat și s-a petrecut, înțeles? Și în cazul respectiv vom crea acele circumscripții
Exact ceea ce a spus și Eugen. În avizul Comisiei de la Veneția și de fapt atunci când au fost ei în vizită la noi în Republica Moldova, ne-au întrebat și pe noi. Dar de ce considerați că CECU urmează, anume este acel organ care urmează să traseze hotarele circumscripțiilor uninominali? Păi bine, dacă dăm guvernului, este o structură, mă rog, e politizată. Parlamentul, după lungi discuții, iarăși în Parlament sunt diferiți actori politici. Și noi am considerat că este CECU, anume acel organ care urmează să traseze hotarele circumscripțiilor electorale, deoarece acolo... Bine, domnul Midrigan, după noțiune este un organ... Prin gesturi îl înțeleg că nu este de acord cu dumneavoastră. CECU-ul nu este probabil organul care... Bine, am văzut viziunea Comisiei de la Veneția, că ei spun că în asemenea circunstanță CECU poate fi expus unor riscuri politice sau unor presiuni politice și ar fi bine ca să fie o comisie aparte constituită cu implicarea societății civile, sociologilor, demografilor, geografilor, istoricienilor și așa mai departe, și să fie adoptată printr-o hotărâre de parlament sau printr-o lege organică. Ok! O să ținem cont și de acea recomandare care a dat-o Comisia de la Veneția și să... O întrebare simplă. Dumneavoastră, la partid, s-a analizat situația, sunt sigură că s-au discutat cu analiștii politici din interior, în formatul mixt, sistemul electoral mixt, PSRM-ul, câte mandate va intra în Parlament? Vine cu o majoritate parlamentară. Așa credeți? Păi au fost inclusiv simulări, dacă eu nu greșesc, făcute de experți internaționali pe care i-a comandat Promolex. Am înțeles. Și într-un caz și în altul, PSRM vine cu o majoritate parlamentară. Deci, nu știu dacă o să venim cu... Ultimele sondaje arată că noi venim cu o majoritate constituțională. Deci să înțelegem că acest model nu nou este un rebranding a regimului existent în unul... Nu ne sperie modificarea sistemelor electorale. Sistemul va iarăși fi... ceea ce a spus și domnul Midrigan, totul depinde de prestația politicienilor, înțeles? Nu sunt sisteme electorale bune sau rele. Fiecare sistem electoral are plusurile sale și are minusurile sale. Dacă politicianul lucrează zi de zi, se întâlnește cu cetățenii, se trebuie să rezolve problemele oamenilor, să mă credeți că și are, înțelegeți, el va avea susținerea cetățenilor indiferent în baza cărora sistemele electorale. Bine, la susținerea cetățenilor mi-ați dat aici o idee și vreau să-l întreb pe domnul Nicifărciuc, că domnul Nicifărciuc deja dă semne că s-a plictisit. De răbdare. La susținerea cetățenilor. Știu că în 2014 ați organizat foarte multe plecări cu autobuzul cela, renumitul autobuz PD, care a comunicat cu cetățenii și a primit informații de la cetățeni privind problemele nemijlocit la locurile unde a fost plecat. Cetățenii se spunea că erau nemaipomenit de atenți, de pregătiți pentru ca PD-ul să preia și ați obținut 16% în 16,8. Acum, în momentul în care sunteți la etapa când iarăși ați cheltuit bani enormi, că asta se întreabă cetățenii și opoziția, ați adunat aceste 850.000 de semnături. Care este situația? Cum credeți că se va schimba lucrurile? Nu vă va lua alte, de exemplu, PCRM-ul, de exemplu, alte partide, nu vă vor lua la banii pe care i-ați cheltuit locurile în Parlament? Primul rând, vreau să menționez că colegul visează deja majoritate constituțională, indiferent de sistemul de vot. Ați spus sondajele. Sondajele tot. Ia să-ți promovează un mână. Sistem sau altul. Indiferent de sistemul de vot care va fi, socialiștii nu o să iei majoritate simplă, ne mai vorbim de majoritate constituțională. Noi mai avem încă un an jumate la dispoziție și toate sondajele, dacă v-ați uitat până la urmă, aceste sondaje arată că încrederea cetățenilor în guvern crește încrederea în Partidul Democrat. Într-un an jumate, eu sunt sigur că înainte de alegeri vor fi cu totul alte cifre și alte situații în Republica Moldova, atât socială, cât și politică și economică. Dacă să vorbim de semnăturile care le-am acumulat și mesajul care l-am dus la cetățeni, da, poziția noastră este și astăzi, că noi credem că pentru Republica Moldova cel mai bun sistem va fi sistemul uninominal. Dar reieșind din situația
politică din conjunctura care este astăzi în Parlament și de, iarăși, de solicitările partenerilor externi, inclusiv celor de la Comisia de la Veneția, pentru a găsi un consens larg. Noi am mers la acest pas ca să acceptăm ca proiect de bază, proiectul Partidului Socialiștilor pentru votul mixt. În niciun caz noi n-am trădat interesele celor care au semnat pentru votul uninominal, pentru că, în primul rând, noi am promis cetățenilor în această perioadă că noi vom schimba sistemul de vot actual și noi îl schimbăm. Noi am promis cetățenilor că noi vom da posibilitate ca ei singuri să-și aleagă deputatul. Și ei vor avea această posibilitate deja în campania din 2018. Ei își vor alege singuri. Da, nu vor fi 101, va fi 51 de deputați, dar asta este primul pas. Reieșind din aici este aceste... o lacună foarte mare care nu înțeleg experții și opoziția. Cum acest deputat, după cum și ne spuneți în proiect, va fi rechemat în cazul în care nu va fi mulțumit aici? Ne explicați? Această rechemare era prevăzută pentru sistemul de vot uninominal. Dorim ca experții și profesioniștii în domeniu să lucreze dacă este aplicabilă și pentru sistemul de vot mixt. Nu avem încă răspuns la această întrebare. Dar Comisia de la Veneția s-a expus. Este necondiționat. Înseamnă că renunțați la acest... Vom spera că cetățeanul să aprecieze pe deplin care vor fi plusurile în urma votului direct, pentru că în 2022 să putem modifica sistemul de vot de la mix deja la uninominal. Totuși, PD-ul este... Noi nu ne dezicem de votul uninominal. Dar o mică remarcă, domnul Medrigan a vorbit, nu vede care vor fi plusurile sau beneficiile în urma schimbării sistemului de vot. Dumnealui este, ați prezentat, este comentator politic, aș vrea să întreb, dar, domnul Medrigan, puteți să ne spuneți primele 5 persoane din echipa Maia Sandu, care într-o eventuală campanie electorală vor fi primii 5 pe listă? Deci eu, ca cetățean, partidul Maia Sandu mai puțin mă interesează că noi la guvernare. Noi vă plătim vouă, inclusiv salarii, nu mai Sandu până ce, ei nu sunt la guvernare. Eu am pretenții față de guvernare. Care vor fi primii? Cinci ei vor decide. Eu nu sunt nici într-un partid. Eu vreau oameni onești, inclusiv și pe unii nominal. Eu nu mă agăț de sistemul electoral și este un fals. Este o abordare eronată când noi zicem că hai venim cu un sistem și totul va curge, râurile, lapte. Este un fals. Este un fals. Și o să vedem peste 4 ani la aceeași stare o să fim, chiar și dacă se schimbă sistemul electoral. Noi avem de un nou suflu de alți oameni responsabili să nu fure. Dar aceasta o putem face în sistemul proporțional. Încă o dată repet, nu este chestia de sistem, este chestia de responsabilitatea guvernării și cei care vin la putere. Cu ce viziune? De ce nu găsiți că e mecanismul atunci? Ca să se mecanismul toate? Este unul ca să se mențină la putere. Și nu mai mult. Despre oameni onești, despre cinci, primii cinci. Trebuie dați-mi să... voi, domnul Nichifor, primii cinci. Eu am pus întrebarea, dați-mi voi. Deci cum și ne-am așteptat? Este un răspuns evaziv? Desigur, deci, domnul Medrigan nu poate spune primii cinci. Dar eu nu știu, eu și-am... Asta este, o problemă a partidelor care înaintează deputați pe liste de partid, care având un singur lider care are o imagine, aduce în spate persoane necunoscute, persoane care nu favorizează nici Parlamentul, nici Republica Moldova, care nu pot aduce nimic nou în politică, ceea ce propunem noi... Dar la Partidul Democrat sunt puțin de ăștia? Care au venit noi? Domnul Nichifurciuc, aici era și întrebarea mea. Cinci oameni, primii cinci oameni. Eu vroiam să spun că foarte mulți oameni, fiind jurnaliste și mergând prin teritoriu, am auzit că Partidul Democrat atunci a avut acești cinci oameni. Lazar, Corman și alții care erau foarte respectați. Și da, unde să este Lazar și Corman? Pe voi vă reprezint acum acei 14? Cine vă reprezint? Care s-au dus de la PCRM? Cine vă reprezint acum, primii 5? Exact asta noi și propunem. Reforma clasei politice. Alegerea directă a deputatului, responsabilizarea deputaților și cetățenii din raion care vor vota deputatul propriu, ei știu pe cine vor vota. Îl cunosc pe nume, sunt la sigur că va fi persoană din acel raion, că altul nu va avea șansă, dar va fi absolut reprezentativ. Va fi unul cunoscut de cetățeni în care vor avea încredere. Și ei știu pentru cine vor vota și știu de la cine vor cere. Domnul Nichifociu, dumneavoastră ați participat la metoda aceea nouă americană, primaries-ul? Ați făcut parte din echipă? Da, sigur. Oamenii cei care au fost reprezentați s-au ridicat în liste? Sigur.
toți care au obținut voturi pe primaries, exact după acest criteriu a fost formată și lista, exact aceste persoane au acces și în Parlament. Eu am văzut dacă tot aceeași. Dacă pe parcursul activității politice... În primaries s-au ajuns după persoane. 50. Până la 50 sunt tot aceeași. Nu bine, dar dumneavoastră, dacă spuneți că sunt tot aceeași, evident că membrii de partid care au participat la primaries sau persoane care pur și simplu au dorit să participe, au votat pe cei pe care îi cunosc. Evident. Îl cunosc pe domnul Plohotniuc, Lupu, Corman și mai departe. Au spus acele nume în care au încredere. Evident că asta primele persoane au fost liderii de partid. Eu nu văd aici altă problemă. Domnul Vrețe, da, dar listele de partide care se formează la o cafea pentru bani și mai departe, evident, asta noi o scoatem din politică. Acest sistem de vot vine să lupte cu acest fenomen. Oamenii ascunși, cu număr în spate, se cedează unul loc, cu pe urmă se retrage pentru că acceadă cineva în Parlament care a plătit loc și mai departe. Dar de ce i-ați luat atunci lângă dumneavoastră pe cei care au făcut lucrul ăsta? Vorbesc de alte partide care au făcut aceste lucruri. Păi, dar ei au venit la dumneavoastră în alianță sunt. Asta oamenilor... I-ați primit! Acum spuneți vorbim că veți schimba? Vorbim de lucruri absolut diferite acum. Oamenii dacă în cadrul Parlamentului cineva își schimbă viziunea și părăsește o formațiune politică, are tot dreptul. Fiindcă a muncit la rând cu ceilalți deputați care... Dar ei nu reprezintă partea populației care i-a votat. Asta este. Domnul Mitigan... Eu reprezintă cei pe care i-a votat. Vreau să continuăm gândul ăsta. Da, și să vreau să ajungem la consensular care lipsește. Uitați să vă convin politicienii și cerșesc voturile la alegeri. Că noi știm ce trebuie de făcut. Avem echipa, da? Și de fiecare dată, iată, vorbeam de echipă. Vin să duc peste noapte. Noi avem echipa, dați-ne, vă rugăm, voturile, că noi am să facem cifri, planuri, perspective. Și iată că trec alegerile și dispar, nu știu unde trec, dintr-o formațiune în alta, am uia ceva mai nou, grupuri deja cu ajutorul Curții Constituționale, o altă rușine pentru noi. Dar eu vreau să revin la hotărârea Curții Constituționale după validarea rezultatelor alegerilor președintelui, care a zis că da, sunt lacune în sistemul electoral existent. Și a dat 4-5 puncte. Inclusiv, care într-adevăr puteam să mergem pas cu pas. Prima, dar să facem listele deschise. Deci să nu votăm la pachet, fiindcă unii vin cu bani, sunt de acord cu colegul. Și niciun partid nu e excepție. Au venit unii care 3-4 propoziții cu greu le pronunță. El e deputat. Pentru ce a venit el acolo? El idee n-are de tehnică legislativă, da? Cu biografii destul de dubioase unii, da? Deci, primul pas ar fi pentru ameliorarea sistemului existent. Facem listele deschise, da? Alegătorul votează pentru ăștia din 101 sau 102, da? Pentru cutare. Este un pas înainte? Deja. Da. Doi. Iată că trec dintr-un partid în altul. Dați să modificăm, iată, sunt cât 79. Votați, stimați deputați, un amendament. Se interzice traseismul politic. Politic, da. Și liniștiți-vă, nimeni nu fuge nici încolo. Faceți-o, de ce nu faceți? Și oamenii să liniștească. Dacă nu-i convine echipa cu care a venit, depune mandatul și vine candidat supleant, vine altul care vrea să muncească pentru partid. De ce nu-i dați posibilitatea acestui supleant să vină? S-a săturat cineva de partid, s-a săturat de parlament, lasă ducă să prășească, să, cum zicea, patlajele să crească, dacă nu mai vrea să duce în altă echipă. Deci, încă o dată, a venit la alegeri cu un program, a promis și peste nu știu cât chipurile, n-a găsit limbă comună, nu, tu știu, ocupă cu altceva, pleacă din Parlament. De ce nu o fac deputația aceasta pentru a ameliora? Trei, lucrați cu cadrele din partid. Fiindcă zice, iată, am pus un ministru, nu se... Partidele și de ce este totuși o prioritate sistemul proporțional decât unii nominal chiar? Fiindcă unii nominal sunt persoane diferite, cu diferite viziuni. Ei ca să facă o echipă unică trebuie timp. Noi am văzut primul parlament. Da, s-au cum era, făcut da. Grupări. Aici este necesar, fiindcă noi nu avem timp mult. Trebuie să vină o echipă cu un program, să-i pună. Așa e, fiecare partid politic vine și își numește cadrele sale. Este normal. Partidul politic vine la putere. Cum o să numească guvernul?
Dacă venim cu un sistem chiar mix sau uninominal, cum, care, aici este mai simplu. Se formează fracțiunile parlamentare și deja se stabilesc referitor la candidatura prim-ministru. Acolo nu este clar cum atunci se vor forma. Atunci acum se formează cât deputatul meu, da. Amuia din deputat, cineva îl desemnează ministru. Și ce să face cu acest deputat? El a fost înaintat. Da, deputat toate lucrurile acestea deci foarte... s-a discutat la dezbateri foarte mult. Nu s-a discutat. Nu, s-a discutat la dezbateri, chiar s-a discutat. Undeva, dacă vă duci într-un raion, într-un sat, eu foarte des sunt. Discutați la Casa de Cultură sau undeva cu sătenii, legătorii. Și o să zic că, într-adevăr, da poate este necesar de explica, însă pe dânșii sunt departe de multe această tehnică. Deci mai este necesar de comunicat cu societatea civilă ca să asta înțeleagă. S-a efectuat. Da, dacă acest lucru nu s-a raportat domnului Mitrigan, asta nu înseamnă că el nu a avut loc. Nu, transraportat. Vă v-a raportat cineva. Noi am făcut dezbatere, am fost în sat mai des decât dumneavoastră. Hai bine, în satul meu, haideți. În care să, eu nu plec în măsatul dumneavoastră. Noi suntem 40 deputați și noi într-o zi vizităm toate raioanele Republicii Moldova. Și fiecare deputat vizitează câte 2-3 localități. 40% idei noi. Uitați-vă sondaje. Da. Nu știu. Astăzi, apropo, a avut loc o ședință cu opoziția care au dezbătut această schimbare a sistemului în baza recomandărilor. Vorbesc despre partidul nostru, vorbesc despre partidul Platforma, da, comuniștii, vorbesc despre Maia Sandu, extraparlamentare. Da, nu, și sunt și parlamentare. Da, dar spuneți-mi, vă rog frumos, acest domnul Mitrigan, partidele de opoziție parlamentare și extraparlamentare vor avea șansa? De ce atât de vehement ei optează împotriva acestui schimbări? Deci, ei, frica lor este că nu vor intra în Parlament sau nu vor avea posibilitatea să dezvolte partidismul? Chiar și dacă critic guvernarea, noi avem noțiunea de putere. În Parlament avem majoritatea și opoziția. Da? Ăștia noi i-am ales. Îți bune, străi, noi i-am ales. Ce se referă la partidele extraparlamentare? Păi trebuie să dai un pic din coate, să fie în Parlament, în primul rând, ca să aibă dreptul, într-adevăr, să se expună, fiindcă extra înseamnă că nu e în Parlament, adică nu au încrederea atât de majoră a cetățenilor ca să le reprezinte interesele. Prin urmare, ei pot să aibă diferite viziuni, da? Într-adevăr, un sistem sau altul poate să defavoreze pe cineva. Deci aici noi avem partidul majoritar, da? Democrat, și opoziția. Deci iată că este un fenomen mai rar când ambele, și majoritarul, și opoziția au găsit un consens. Este mai rar în politica noastră moldovenească și 79 de deputați totuși este reprezentativ, vrem sau nu, din punct de vedere politic. Prin urmare, ce zice partidul nostru, ce zice platforma, asta e chestia lor, dar sunt partidele dar parlamentare. Dar au influențat protestele decizia Comisiei de la Veneția, care au avut loc și reacțiile, sau nu? Comisia ia în considerații toate aspectele sociale și onjeurile și extra, așa este esența comisiei, să-i asculte pe toți. Domnul Bolea, cum considerați, dacă în situația în care va fi totuși în 2018 schimbat și vom trece la sistemul electoral mixt, care vor fi reacțiile sau ce se va întâmpla cu această parte a societății care atât de vehement este împotrivă? Pentru că astăzi se discuta că vor fi luate măsuri mai drastice și vor ieși la proteste. Care, de exemplu, vor ieși la proteste? Mie știți, e interesant cum va ieși la protestele de meu, care în 2010, dacă nu greșesc, au colectat peste 200 ceva de mii de semnături pentru sistemul mixt, care au în programele partidului și ei, de fapt, în 2010 au venit la guvernare în baza acelor acțiuni politice care, prin care au promovat sistemul mixt. E interesant cum Andrei Năstase va acum este împotrivă, dar în culoare, inclusiv și mie personal îmi spune, sunt, mă rog, persoane care au fost martori, da? Și cu un jurnalist redutabil de la noi din Republica Moldova spuneau că înaintați proiectul mixtului când se dezbătea uninominal la niște conferințe internaționale organizate cu fundații Friedrich Ebert, cu europarlamentari din Germania, care spuneau înaintați mixtul, că ei o să ne înăbușească, o să ne Doamne ferește, cu uninominalul, cu nu știu ce, mixtul este o ieșire din situație, că asta e bine. Când eu a fost sincer, mie mi-e interesant, atunci când erau în piață și strigau despre schimbarea sistemelor electorale? Sau
astăzi când ei sunt nevoiți, da, să se poziționeze pentru a câștiga ceva bonusuri politice, să se poziționeze că sunt împotrivă. De fapt, oamenii ăștia și pe dânși tot ei, acest sistem mixt îi favorizează. Ei, pur și simplu, nu o spun, deoarece trebuie să joace rolul acesta. De... Știți, eu chestiunile astea le compar cu un proces de judecată. Da? Unii sunt principii de contradictorialitate. Da? Unul spune că da, altul spune nu. Da? Și stă în fața părților, stă judecătorul și spune că da, tu care ai spus da, tu ai dreptate, iar celălalt care a spus nu, nu are dreptate. Pe noi toți să ne judece aligatorii. Iar aligatorii, eu încă o dată vă spun, judică în baza faptelor. Și dacă judică aligatorii în baza faptelor, dumneavoastră acum știu că mergeți foarte des în regiune, în raioane și în sate. Cum explicați ajungerea la un consens și învinuirea celor care sunt extraparlamentari că PSRM-ul a făcut coaliție cu PD-ul și asta i-a făcut... minciuni și o încercare de a se poziționa. Asta le spuneți oamenilor. Evident. Da, domnule, înțelegeți, problema între ce... Noi n-am votat votul, n-am votat pentru votul nominal. Au prins un element oamenii și cei care vă blamează așa și îl dejoacă foarte bine. Vi se pare că îl dejoacă foarte bine. Știți, aflându-mă iată 3 zile la Veneția, da, am avut posibilitatea să discut cu foarte mulți cetățeni de-ai noștri. Ei sunt foarte mulți acolo, da, care lucrează, trăiesc și mai departe. Spre marea mea mirare, știți, când la televizor apăreau opoziția asta extraparlamentară, spun eu că diaspora este împotrivă, că ei condamnă. Dumneavoastră n-am simțit acest lucru acolo? N-am simțit absolut, ca să înțelegeți. Oamenii vor să-și aleagă deputatul. Bine. Oamenii vor să-și aleagă președintele, vor să aleagă deputatul, vor schimbarea. Păi, sunt lucruri diferite. Înțelegeți chestia asta și noi trebuie să o dăm posibilitate oamenilor. Ei vor și altceva, vor schimbarea în alt sens. Lipsa corupției, să revină în țară, să fie oameni onești, să fie politicieni care să-și respecte obligațiunile pe care le-a. De aici va veni schimbarea, înțelegeți? Bine, ce a spus dumneavoastră, dacă a luat comisia de la Veneția în calcul protestele. Haideți să spunem lucrurile pe nume. 5 partide politice, 15 organizații non-guvernamentale, de o lună de zile schimbă scoate 100 de oameni în fața Parlamentului. Asta este protest? Asta este susținerea cetățenilor? Deci asta cred că ne vorbește despre ceva. Noi nu putem să numim 100 de persoane cointeresate politic, că asta este protest, că asta este decizia majorității. Majoritatea sau o acțiune, o manifestație puternică, ați văzut-o la 9 mai de Partidul Democrat, care a mobilizat 50.000 de oameni. Domnul Nichiferciuc, vă promit, dar da, 100 de cetățeni timp de o lună, asta nu este protest. Cum organizează PD-ul manifestațiile și chiar mi-e interesant. De 70.000 de membri, noi putem să mobilizăm 50.000. Da, venim într-o emisiune și discutăm la tema asta. Și pentru că domnul Midrigan este neutru, așa vreau să încheieți dumneavoastră cu o concluzie. Ce se va întâmpla și cum va reacționa poporul la această schimbare? Într-adevăr, în această situație, fie mixt sau uninominal, partidele mici sunt dezavantajate. Mai ales partidele care le-ați numit în teritoriu aproape că nu au organizații, deci s-au înghebat repede aceste partide. Prin urmare, evident că pentru dânși va fi o mare dificultate, fiindcă nu lucrează în teritoriu, nu au organizații. Surpriza nu va fi PCRM-ul? Ei au foarte mult în teritoriu. PCRM-ul e altă istorie și o altă strategie, zicem. Pe dânși cred că îi aranjează, fiindcă mari manifestații nu fac în comparație cu. Deci se vede că au linia lor de comportare și îi aranjează. De ce la noi consens așa larg care se solicite nu va fi de grabă, fiindcă noi suntem divizați cu părere de rău. Prin urmare, ar fi rezonabil o majoritate, fiindcă asta e un principiu a democrației.
Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio și sper că telespectatorii noștri într-un final să înțeleagă ce înseamnă sistemul mixt, să înțeleagă ce înseamnă sistemul uninominal și cei ce își doresc schimbarea aceasta să se producă cu adevărat și să avem cu ce ne mândri atunci când conectăm televizorul și vedem că deputații votează pro sau contra un proiect de lege sau altul. Eu vă doresc o seară frumoasă și dumneavoastră mulțumesc, toate bune, ne revedem la altă ediție a emisiunii Intersecția RME. La revedere!